Eram la Electroputere, promovasem în prima ligă și plecam în cantonament. Dar cum la Electroputere condițiile erau așa și așa, autobuzul bineînțeles că s-a stricat și trebuia să plecăm a doua zi. În dimineața respectivă, domnul Mireanu, antrenorul la școala sportivă, venise cu 5 jucători. Universitatea avea posibilitatea să ia pe cei mai buni 6. Îi luase pe cei mai buni 6, de acei și ăștia erau următorii după primii 6. Da, care nu-i lua nimeni. Da. Mireanu m-a rugat să îi văd și am spus, Mircea, n-am cum, la Electroputere e foarte greu, noi nu le putem da decât serviciu, am făcut lotul de jucători, mâine plec în cantonament, te rog să mă crezi că nu am cum. Și așa vă gândeați probabil că nu-i prima tură, deci nu vă omorați. Nu m-am gândit, nu știam, ulterior am aflat chestia asta. Okay. De fapt, din prima tură, singurul care a ieșit fotbalist a fost Călin. Așa, și din natura a doua, restul... presim că e ceva interesant. Da. Ia să vedem. Autobuzul nefuncționând, normal că am... I-ați chemat la antrenament pe după amiază, pe jucătorii mei. Da. Cine m-a așteptat la poartă? Domnul Mireanu cu cei patru, nu mai era și al cincelea. Și îmi pare rău că n-a fost și al cincelea, Budoiu, și era un fotbalist foarte bun, care a plecat, nu mai știu, la Vâlcea sau la Faru, și după 3 luni de zile, titular a jucat în prima ligă, după 3 luni de zile a avut accidentul ăla, dacă vă aduceți aminte, și au pierit 3 copii. În fine, când am văzut Adrian Ilie, Gabi Popescu, Mirea și Paraschiv, incredibil. Și imediat i-am luat. Adică n-a avut cum să nu-i observi. Copii. Internase junioratul. Deci 17-18 ani. Da. Care era așa cel mai răsărit în momentul ăla să vă iau? Eu zic că cel mai talentat dintre ei a fost Paraschiv și îmi pare rău că a renunțat foarte repede la fotbal. Eu știu, dragostea nu iartă. În fine. Și de ce spun Paraschiv? Mi-a plăcut foarte mult. El era foarte tehnic. Am jucat cu Steaua prin etapa 7-a la Craiova. Și el juca fundaș central. Eu n-am acceptat niciodată cu libero. Da. Tot timpul fundașii mei centrale au fost pe rând mai în spate sau mai în față. Ilie Dumitrescu a venit la bancă și îmi spune, profesore, cine e băiatul ăsta? Câți ani are? Păi zic, e primul lui meci ca fundaș central, are 18 ani. Păi zice, ăsta e mai bun ca Belodedici. Da, la bancă. Deci l-a impresionat. După ce am plecat de la Electroputere, nu mai știu dacă a mai fost folosit chiar foarte mult. Cert este că s-a pierdut, adică într-un an, doi, nu a mai reprezentat. Foarte bun era și Mirea, care avea ceva probleme cu spatele. A prins un contract destul de bun așa, în Rusia. Nu? Da, era un jucător mai masiv. Gabi Popescu, cel mai serios dintre ei, un tip muncitor, indiferent ce temă le dădeam, venea și mă întreba, dar de ce așa? Ca să și înțeleagă. Foarte, m-a impresionat de fiecare dată, mai ales că venea într-o familie cu destul de multe probleme. Iar Ilie era strălucitor. Ilie era strălucitor, îl întorcea pe Silviu Lung pe toate părțile. Așa. Silviu vrea să-l mai și asta certe să puțin. Asta că pe vremea aia, dacă erau copiii prea tupeiști... A înțeles că am avut o relație foarte bună cu Silviu. De altfel, dacă Silviu nu venea la noi sau nu rămânea împrumutat la noi cu înțelegerea stelei, poate nu terminam pe locul 3 acel campionat, ca echipă nu promovată, a fost o performanță deosebită. Mai ales că am avut o succesiune, divizia C, divizia B, divizia A și locul 3, în 3 ani consecutivi. Și Silviu a înțeles și chiar îl încuraja. Zice, hai driblează-mă, să zic că nu pot să mă driblez. Adrian Ilie era strălucitor. Mi-a împătrânit, am lăsat locul celor tineri. Păi de ce, domn profesor? Păi cam asta este viața, vedeți, pune mare accent pe noua generație și am zis că este momentul. Am făcut-o cam de vreme, este adevărat. Am avut niște motive personale, așa, o supărare după promovarea Severinului. O echipă care, eu știu, putea să lase o impresie foarte bună și la nivelul primei ligi. Dar, pe ce supărare ați avut? Imediat după promovare, toată lumea și-a luat mâna de pe echipă. Președintele a renunțat, administrația orașului a renunțat, mesele au fost desființate, chiriile n-au mai fost plătite, jucătorii au luat-o când la dreapta, când la stânga și am socotit că este cazul să renunț. Îmi pare rău că am făcut-o, atunci nu. Asta aveam să vă întreb. Îmi pare rău că am făcut-o. Puteam să mai continui, eu știu, câțiva ani, 4, 5, 6 ani, dar în fine. Asta este. Ați rămas cu regretul acesta că ați spus... Da, mi-a părut rău că am făcut-o prea devreme, la 60 de ani, puteam să o mai duc câțiva ani. Da. Bine, pe de altă parte, ați făcut destul de multe în carieră, atât ca jucător cât și ca antrenor. Și vreau să vă întreb, cu ce vă ocupați în ultima perioadă? Că sigur nu stați degeaba. Da, nu stau, pentru că mi-a fost foarte greu. Eu știu, în primul an, a trecut
mai ușor, a fost așa o descătușare, o liniște sufletească, după care am simțit nevoia de activitate. Mișcare, de activitate. Am profitat că aveam și, știu, să zicem, studii la nivel universitar. Am și în continuare ore la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității Spirul Haret. Și de vreo 6 ani sau 7 ani s-a deschis complexul ăsta, nu știu dacă e voie să pronunț numele, Premium Wellness, unde așa. Am o funcție, director, da, director sportiv, așa suntem. Dar nu cam fotbal. Da. E mai mult așa, o activitate de relație, cam toate echipele, baza beneficiind de foarte multe facilități, hotel, restaurant, deci organizați baloane, practic da. Lucrurile să... Da, ne-au vizitat cam toate echipele de primă ligă, chiar și de liga a doua. Avem un teren, eu știu, care cu foarte puține îmbunătățiri face față inclusiv la nivelul diviziei secunde. Chiar astăzi au plecat de la noi cei de la Mediaș, au făcut o escală în drumul spre deci Constanța, au revenit. Total de fotbal. Aveți da, în continuare contact, chiar să spun așa, cu vechii prieteni. Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care am venit aici să-i mai văd pe fotbaliști, mai ales că majoritatea dintre antrenorii mi-au fost jucători și îi cunosc foarte bine, îi cunosc și pe conducători. Chiar și dintre jucători încă mai sunt unii care, cu care am lucrat în, pe decursul timpului. Urmăresc și antrenamentele lor când... Și simțiți când așa, aici, mai aveți instinctul, nu știu, să vă gândiți, uite, eu aș face altfel sau... Până la urmă, fotbalul este același, este un joc, important este să-ți placă, să, eu știu, să te doară sufletul dacă pierzi sau să te doară sufletul dacă întrerupi datorită unei accidentări sau unei suspendări. Din păcate, lucrurile s-au schimbat în ultima perioadă, au apărut foarte mulți jucători din străinătate, unii cu ceva calități, alții numai cu o mentalitate, știu, de a câștiga. Probabil ăsta este unul dintre motivele pentru care, eu zic, a scăzut ușor nivelul fotbalului, cel puțin la nivelul, la prima ligă. Deci dumneavoastră spuneți că față de perioada în care antrenați dumneavoastră, nivelul ligii întâi este inferior față de acea perioadă? Parcă era mult mai mult spectacol. Eu știu, generația mea, și mă mândresc că am făcut parte într-o generație de antrenori deosebiți, începând cu cei de la echipa națională. Mă gândesc la un Iordănescu, la un Dinu, un Sorin Cârțu, Ion Moldovan, Zdrobiș, Ion și Florin Marin. O mulțime de antrenori titrați și care au lăsat ceva în urma lor. Adică jucătorii pe care i-am antrenat noi au ajuns pe niște trepte. Am avut și, eu știu, destul de multe satisfacții în privința asta. Cred că am peste 120-130 de jucători promovați în prima ligă și, poate cel mai și în echipele naționale. La primul jucător cu care mă duc mintea când mă gândesc la dumneavoastră este Dănciulescu. Au fost mai mulți, așa, Adrian Ilie, nu? Da. Gabi Popescu, Nanu, Viță, Dică. Adică l-am promovat la FC Argeș și a debutat cu gol. Deci la prima apariție, deci cam cu oțelul Galației, Ilie Dumitrescu Andrei. Da, vă întreb.